Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție emisiunii Audiențe în direct. Începem săptămâna în forță și astăzi discutăm despre prevenirea bolilor cardiovasculare. Pentru toate acestea, invitându-l în platoul Informația TV pe domnul dr. Bogdan Popa, medic cardiolog și specialist în ecografie cardiovasculară. Bine ați venit la Audiențe în direct. Bună seara, bine v-am găsit. Este luni, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Alături de noi se află jurnalistul Mihaela Ghiță. Bine ai revenit! Bine ați venit, domnul doctor! Bine v-am regăsit! Înainte să începem, dragi telespectatori, trebuie să vă înștiințez de această dată că numărul este afișat pe ecran. Puteți să ne sunați în orice clipă, să intrați în dialog cu noi, să-i puneți întrebări invitatului nostru. În același timp, așteptăm SMS-urile dumneavoastră cu tarif normal la numărul afișat în stânga sus și, bineînțeles, mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Audiențe în direct ITV. Domnule doctor, cel mai recent studiu efectuat în județul Satu Mare în ceea ce privește riscul cardiovascular arată că populația adultă suferă de hipertensiune arterială în proporție de 34%, în proporție de 58% populația adultă este dislipidică, 78% are suprapondere sau obezitate de diferite grade, 9% au diabet zaharat, iar procentul de fumători este de 20%. Vreau să vă întreb cât de tare trebuie să neglijoreze aceste rezultate. Cred că ar trebui să ne îngrijoreze suficient de tare încât să ne punem problema să schimbăm ceva fiecare în viața noastră. Asta e valabil pentru noi, pentru oamenii de rând și valabil pentru sistemul medical, aș zice. Pentru că numerele, evident, sunt îngrijorătoare, 78% obezitate sau suprapondere, un factor de risc care duce des spre boli cardiovasculare și toate celelalte. Aș adăuga că transformă și România în sine locul 2, în țara care ocupă locul 2 ca mortalitate de boli cardiovasculare. Deci cred că sunt semnale suficient de clare și suficient de îngrijorătoare sau ar trebui să fie motivații suficiente ca să schimbăm ceva. Și o să vorbim puțin despre ce ar trebui schimbat, Da, despre trebuie fiecare parte. să stea cu ochii pe noi ca să afle. Ce spune asta despre starea de sănătate a sătmărenilor? Am avut aici la noi la audiență în direct emisiuni în care am vorbit și despre cancer. Am văzut că și acolo, din păcate, numărul deceselor provocate de această boală groaznică sunt din ce în ce mai multe. Acum vedem că ne poziționăm și pe locul 2 ca țară, ca Iar număr de decese studiul ca o din cauza bolilor completare la cele cardiovasculare. spuse de Sergiu, studiul a fost făcut în 2011, de atunci ușor, ușor s-au mai modificat aceste date. Ideea e că la ora actuală noi avem în Satu Mare peste 19.000 de pacienți diabetici. În fiecare an sunt depistate circa 1.000 de cazuri noi de diabet. Da. Nu mai vorbesc de categoriile ce intră la supraponderal, obezitate și tensiune arterială, toate împreună, iarăși, au legătură una cu cealaltă, așa, ca un lanț. Da. Aș adăuga un lucru, n-aș vrea să pară, cum se numește, cadrul ăsta pe care încercăm să-l descriem mai negru decât, să Noi zicem nu vrem așa. să fie sumbru, Aș dar acum. adăuga, nu, aș adăuga un lucru, nu sunt datele mele, însă Organizația Mondială a Sănătății afirmă, apropo de diabet, care știm că duce deseori, în multe cazuri, spre boli cardiovasculare, în toate zonele. De fapt, numărul de diabetici, care la nivel mondial sunt 384 de milioane, de fapt, numărul diabeticilor cunoscuți este doar jumătate. Deci, practic, o parte dintre cifrele pe care le avem sunt, de fapt, incomplete, pentru că dacă am avea toate datele, ar fi, de fapt, situația mult mai. În acest studiu avem 9%, să înțelegem că ar fi vreo 18, probabil. Probabil că da, dacă ar fi Raportul să de la aplicăm, județul exact, Satu dacă ar Mare. fi să aplicăm aceleași procente și în populația județului Satu Mare, probabil că asta ar fi, de fapt, numărul real. Cum spunea și colega mea, studiul a fost realizat în 2011-2012, sfârșitul 2011, începutul 2012, pe un eșantion de 4.150 de persoane. Eșantion reprezentativ, am spune, pentru populația județului Satu Mare. Dar astăzi, după atâția ani de atunci, nu foarte mulți totuși, ce credeți că a reieșit? Dacă s-ar repeta acum studiul, părerea mea este că datele nu ar fi foarte diferite. Și vă spun de ce cred asta. Ca să avem o îmbunătățire, ar însemna să avem câteva semnale că ceva se schimbă. De cele mai multe ori, ceea ce se poate schimba, să zicem așa, premiza ar fi, să zicem, faptul că medicamentele sunt multe, pe care oamenii le folosesc sunt multe. Deci nu cred că ar însemna să avem mai multe medicamente ca să avem date mai bune. Cred că ceea ce ar trebui să se schimbe și s-ar putea schimba ar fi ceva în stilul de viață
ar fi ceva în felul în care ne alimentăm și mai multă atenție, să zicem așa, la a preveni anumite lucruri. Deci, ori mie mi se pare că lucrurile din punctul ăsta de vedere nu se schimbă foarte mult. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră, dar mie mi se pare că văzând așa viața de zi cu zi, lucrurile din contră merg spre o, spre o pasivitate, să zicem așa, mai mare. Poate că din ce în ce mai mult timp îl petrecem la televizor sau eu știu, nu neapărat, nu suntem neapărat mai activi. Cred că astfel de programe ar fi extrem de importante, alături de toate celelalte măsuri pe care ar trebui să le luăm fiecare. Acum aveți, dumneavoastră aveți o experiență vastă, atât la noi în țară, cât și în străinătate. Ați văzut cum trăiește un italian și un român. Unde credeți, care ar fi primii pași pe care ar trebui să-i facem? Acolo stilul de viață este mai altfel ca la noi? Sau cum să o luăm? Că părem că suntem defecți într-un fel sau altul. Eu nu cred că suntem defecți în niciun fel. Cred că suntem, potențial suntem perfecți cu toții. Asta când plecăm așa în viață. Se schimbă pe parcurs, se schimbă oarecum obiceiurile, să zicem, culturale, așa, în mai multe domenii. Eu încep întotdeauna în abordarea unor astfel de probleme de la alimentație. Cred că una dintre diferențele, nu o spun eu, nu e descoperirea mea, este evident, cine a fost în Italia știe lucrul ăsta, deci calitatea hranei, calitatea alimentației, să zicem așa, acolo, în Italia, se vorbește de dieta mediteraneană, nu atât de mult de dieta transilvaneană, deci cred că deja spunem ceva prin asta. Deci, un plus, cum ar veni. Au o, deci, un fel de tradiție, să zicem, italienii care îi favorizează. Probabil că asta face mult în faptul că incidența bolilor acolo este mult mai mică decât aici. Nu, sigur, nu doar asta, dar începând de la asta. Începând de la asta. Vom discuta despre alimentație în doar câteva minuțele, pentru că aș vrea să vă propun să vedem un material adus chiar de dumneavoastră și ne bucurăm că ați acceptat să-l vadă toți telespectatorii care ne urmăresc în această seară, despre cum arată inima, cum funcționează aceasta și de ce este important să mergem să ne facem unele controle. Haideți să luăm materialul și te întoarcem. Ecografia cardiacă preventivă verifică inima. Examinarea poate fi efectuată chiar acum în spațiul special amenajat. Durata unei examinări este de aproximativ 15 minute. Ecografia cardiacă preventivă verifică mărimea inimii, puterea miocardului, ritmul inimii, funcționarea valvelor și, extrem de important, dimensiunile aortei. Ecografia cardiacă preventivă permite descoperirea anevrismului aortic, adică dilatarea anormală a celui mai mare vas de sânge. De cele mai multe ori, anevrismul aortic este o patologie lipsită de semnale, dar poate fi fatal. Campania de prevenție a bolilor cardiovasculare este necesară pentru că, din păcate, România ocupă locul al doilea în Europa ca mortalitate de cauză cardiovasculară. Anual verificăm mașina cu care circulăm, însă, rare ori, controlăm la fel și inima. Și totuși, suntem mai importanți noi decât mașinile noastre. Verifică-ți inima. Fă o ecografie cardiacă preventivă, acum și aici. Am revenit în platoul Informația TV. Domnule doctor, vedem că este rapid, este necesar
Și doar în 15 minute, cum spuneți dumneavoastră în acest frumos material, vom putea descoperi sau am putea descoperi multe lucruri despre noi. În primul rând, aș vrea să și vom discuta despre alimentație, așa cum am zis, dar înainte vreau să ne spuneți exact la ce categorii de vârstă vă referiți că ar trebui mai des să se controleze sau ar trebui de la vârste mai fragede. Cred că nu este neapărat, mă rog, se știe că bolile cardiovasculare au o incidență crescută după 55 de ani și la bărbați și la femei. Femeile până la vârsta respectivă au o protecție prin faptul că au, mă rog, până la menopauză au estrogenii care sunt un protector pentru bolile, deci împotriva bolilor cardiovasculare. Deci cam după 50-55 de ani incidența bolilor cardiovasculare devine mai mare. Însă la ora actuală, având în vedere, cum spuneam, calitatea alimentației și datele pe obezitate și suprapondere, cred că vârsta asta devine un număr relativ. Adică nu mai avem neapărat o limită de vârstă, cât prezența sau nu a factorilor cardiovasculare. Hipertensiunea vedem că apare din ce în ce mai des și mai repede. Vedem oameni la 38-39 de ani cu hipertensiune, ceea ce acum 10-15 ani nu se întâmpla, nu aici. Și asta are legătură probabil cu stilul de viață, cu faptul că suntem din ce în ce mai ocupați, presiunea, mă rog, socială, stresul. Din ce în ce stresul, cu siguranță asta contribuie. Fumatul, iarăși, este destul de prezent și vom discuta. Deci, cred că, de fapt, trebuie să vedem care sunt factorii de risc și, în funcție de asta, dacă știm că avem unul sau doi sau mai mulți, să facem ceva. Haideți atunci să începem să discutăm despre alimentație și ne spuneți, o selecție a alimentelor este importantă, ați spus. Însă trebuie să avem grijă și la cantitatea pe care o consumăm? Aș spune că în primul rând este vorba de calitatea alimentelor pe care alegem să le mâncăm. Și apropo de faptul că am vorbit de Italia, aș aminti un lucru pe care l-am trăit în Italia, nașii noștri din Italia, undeva pe lângă Modena, ei știu, din ceea ce au pe masă, știu exact de unde provine. Știu, de exemplu, carnea. Ei cunoșteau și văcuța, de exemplu, știau în viață și știu că văcuța acolo vine la ei. Știu verdețurile de unde vin, știu tot. Deci, practic, nu au niciun fel de dubii în sensul ăsta. Deci, ei cunosc perfect calitatea alimentelor pe care le folosesc. Oare noi știm întotdeauna lucrul ăsta? Oare reușim să verificăm? Unii dintre noi avem șansa de a cultiva, să zicem, legumele sau verdețurile, însă deseori nu e așa. Și atunci, apropo de calitatea alimentelor, cred că asta e un lucru esențial. Cred că, în primul rând, ar trebui să distingem, ce știu, un aliment de calitate, să pornim de la lucruri foarte generale, dar foarte importante în același timp. Cred că de aici, mai degrabă, aș sublinia lucrul ăsta decât cantitățile. Sigur, ajungem și acolo la cantități, dar cred că, în primul rând, primul pas pe care îl putem face este să alegem alimentele, etichetele, de exemplu, alimentelor pe care aici le alegem. Aici vreau să spun că chiar am citit azi un studiu realizat la 70 de tipuri de pate vegetal. Ei, te îngrozești ce conține, că când au auzit că e pate vegetal, te gândești care acolo o legumă în el, mănânci ceva sănătos. Da. Dimpotrivă, deci ce arată studiul este că sunt multe din produse, majoritatea sunt pline de aditivi. Și unii chiar foarte dăunători pentru sănătatea noastră, pentru că pot să ducă până la depresie. Da, pare surprinzător, dar chiar și acolo se poate ajunge. Studiile au fost făcute pe baza etichetei. Deci e foarte important să citim eticheta. Ce conține? Ce mâncăm de fapt noi acolo? Correct. Câtă legumă, câtă sare, cât ulei sau alte produse sunt în componența lui? Sau la pâine, iarăși. Pâinea acea de toate zilele. Păi ajunge să fie iarăși plină tot așa de aditiv, cu o serie de coloranți și alte... Chiar aici, la audiență în direct, am avut o emisiune despre pâine. În informația zilei s-au scris nenumărate materiale, mai ales în preajma postului Crăciunului, postului sărbătorilor pascale, în care am încercat într-un fel sau altul să îndepărtăm lumea de unele alimente care conțin substanțe pe care le poți defini doar căutând undeva pe internet, cu textul în față, să știi exact ce ai. Și te crucești. În 58 de tipuri de pate vegetal este monoglutamatul de sodiu. Da. Mai este propilen glicolul, iarăși.
Da. Dacă le spunem telespectatorilor, se îngrozesc. Dumneavoastră ne puteți să le spuneți ce înseamnă de fapt acest aditiv alimentar. Iarăși, guma de nu știu care, nici nu abia pot să le pronunț. Au niște denumiri foarte sofisticate și omul chiar nu înțelege de fapt ce sunt de fapt aditivii ăștia. Eu sunt de acord cu asta. Însă aș sublinea un lucru, aș zice, de bază, în sensul că totuși mulți oameni știu ce sunt, ce știu, glucidele, lipidele și proteinele. Sunt foarte mulți oameni care nu știu care e diferența sau că astea sunt cele trei principale componente ale oricărui aliment. Deci cred că educația de fapt ar trebui să pornească de acolo, să le explicăm oamenilor că carne ar trebui să conțină mai mult proteine și grăsime. Și dacă ne uităm la etichete, apropo de ce spuneai de etichete, o să descoperim, de exemplu, că sunt foarte multe feluri de șuncă, nu? Care sunt teoretic proteine, în care găsim zahăr. Astea sunt lucruri într-un fel mult mai simplu. Adică ar trebui să pornim, cred că, de aici, în primul rând. Și de ce spun asta? Pentru că știu din experiență și sunt suficient de multe studii publicate care arată că, de fapt, excesul de zahăr, carbohidrații, mai ales carbohidrații rafinați, zaharurile, sunt cele care duc la dezechilibre metabolice. Deci, obezitatea sau supraponderabilitatea pornește, de fapt, de la faptul că aproape orice aliment pe care îl cumpărăm conține, multe dintre ele conțin zahăr, ascuns sau nu. Da, pentru că uneori în lista ingredientelor nu este cuprins zahărul, deși pe tabelul nutrițional apare. Deci trebuie să fii și perspicace un pic, să te uiți la ingrediente, să te uiți la tabel și să tragi tu concluzia. Iarăși, dacă stăm să ne gândim și la sare, foarte multe produse au o cantitate mare de sare. Tot așa studiile arată, unde ingredientul principal ajunge să fie sarea. Cum e posibil așa ceva? Da, sau primul sarea, ingredient în lista de ingrediente e pusă sarea. Sarea. Iarăși, nu-i descoperirea mea, dar majoritatea, de exemplu, vorbind despre altfel de produse, despre produsele pe care copiii mai ales le aleg, și anume acești dulciuri rafinate, nu dau nume de produs, de mărci, așa, dar știți foarte bine, sunt suficient de multe. Da. O așezare, stratificare a sării zahărului așa în alimente, practic o anume stratificare, deci ele sunt așezate într-un anume fel și asta stimulează practic papilele gustative încât creează o dependență. De asta copiii mai ales și aceste componente, sarea și zahărul mai ales și grăsimile, în general grăsimi care nu sunt foarte sănătoase, să zicem, deci astea trebuie extrem de ieftine. Și atunci pentru cine produce așa ceva, e suficient să le așeze într-o ordine potrivită, în așa fel încât să stimuleze papilele gustative și în același timp să creeze o dependență. Asta deseori nu se spune, apropo de, chips sau de anumite lucruri. De fapt, continuăm să mâncăm și vedem copiii uneori că mănâncă sau, anumite creme de ciocolată, să zicem, care au 65% zahăr, deci vă dați seama, 100 de grame de produs are 65%. Dacă eu pun 65 de grame de zahăr pe o masă undeva și același produs ambalat altfel, deci pur și simplu arăt ce are, o să vă asigur că nu mănâncă nici 30% din oamenii care alegeau produsul, nu-l mănâncă. Pentru că asta este, vedem adevărul din produsul respectiv. Deci cred că, de fapt, eticheta rămâne un pas extrem de important, e suficient să analizăm și cred că dacă reușim să câștigăm bătălia asta cu a alege anumite produse care n-au atâta zahăr, declarat sau nu, cred că deja am făcut un enorm pas înainte. Cred că în felul ăsta se reduce. Înainte să intrăm în emisiune, ne spuneai de oamenii din Sardenia și cei din Japonia. Păi hai să le spunem și telespectatorilor noștri, uite, de ce trăiesc atât de mult? Trăiesc mult. Da, este un studiu făcut de... Aflăm și noi care e secretul lor. Păi sunt mai multe secrete, este de fapt o combinație, e normal, pentru că nu este o minune, așa, o substanță miraculoasă, ca de obicei, are legătură cu stilul de viață. Și atunci o firmă din Indianapolis, o universitate din Indianapolis, de fapt a făcut studiul ăsta pe două populații, deci femeile din Okinawa, dacă nu mă înșel, în Japonia oricum, și bărbații din Sardenia, din localitatea Nuoro, chiar în inima Sardeniei acolo, în zonă muntoasă. Și au descoperit că acești oameni trăiesc cel mai mult și, bineînțeles, și-au pus problema să identifice, variabilele care constituie sau combinația de variabile care constituie secretul lor, să zicem așa, deși ei n-au niciun secret. Unul dintre lucrurile pe care le-au descoperit este în Japonia, asta mi-a rămas pentru că mi se pare extrem de important, faptul că ei știu foarte clar de ce se trezesc dimineața. Au inventat în Japonia și doar în japonez există cuvântul ăsta, se numește Ikigai, care înseamnă exact scopul pentru care mă trezesc dimineața.
Deci asta înseamnă, mă rog, pentru unul că merge și pescuiește pentru nepoții lui, fiecare lucru care aparent sunt banale, dar de fapt în zi cu zi practic creează un ritm al vieții și asta face parte din stilul lor de viață. Pe lângă asta, bineînțeles, alimentația. Apropo de alimentație, vorbeam de dieta mediteraneană înainte, în oro, una dintre variabile identificate așa în favoarea vieții îndelungate este vinul. Vinul din Sardenia se numește Canonau, tipul ăsta de vin, și conține, știți, polifenoli, cred că ați auzit de ei, deci conține de 3 ori mai mulți polifenoli, concentrația în vinul respectiv e de 3 ori mai mare decât în orice alt vin de pe planetă. Deci se pare că și asta are importanță. În Japonia, de exemplu, au observat că oamenii nu prea stau la masă de 3 ori pe zi și o oră și tot mănâncă, ei mănâncă oarecum pe fugă, peștișor și ce mai mănâncă ei pe acolo, și practic se mișcă foarte mult. Asta, de exemplu, în Sardenia, bărbații, nu știu, la 102-103 ani merg pe bicicletă de unde locuiesc ei până unde pescuiesc, pe bicicletă, majoritatea, și iată, vorbim pe urmă și evident și legumele pe care le folosesc foarte mult, verdețurile care nu sunt stropite, nu au niciun fel de modificare, de procesare, carnea la fel nu este deloc procesată pe care o mănâncă, și un alt lucru pe care îl spuneau acolo, studiul spune, faptul că se roagă și că stau mult împreună. Deci asta, mă rog, sunt mai multe lucruri care, iată, creează un fel de... Un ambient, să zicem așa, un stil de viață în care oamenii trăiesc mult și bine, se bucură. Îi vedeți pe toți așa, zbârciți toți cu niște zâmbete așa până la urechi. Deci e clar că acolo este viață, ce să mai... Deci, vinul e... Dacă e vin, e bun și stau împreună, da. Ar fi nevoie să... e nevoie doar să avem un minim de reguli alimentare pe care să le respectăm și gata, putem spune, scăpăm de bolile astea cardiovasculare? Eu cred că am putea reduce o mare parte dintre ele. Eu am verificat lucrul ăsta, am făcut mai multe, între ghilimele, experimente, de fapt nu sunt experimente, pentru că sunt pur și simplu aplicarea unor reguli simple, cred că o să și public în curând un studiu pe tema asta, aplicarea unor reguli simple de alimentație în a reduce factorii de risc. Împărtășiți cu noi? Care sunt principalele reguli? Deci, afle telespectatorii noștri. N-aș vrea să vă dezamăgesc, dar le știți deja. Deci ce făceau bunicii noștri e cam suficient. Adică ei mâncau de 3 ori pe zi, de exemplu. Cred că... E important să mâncăm la ore fixe? Eu cred că e important să mâncăm cam la aceleași ore. Un lucru din studiu pe care l-am amintit mai înainte era faptul că există un anumit ritm al lucrurilor. Deci cam se fac cam aceleași lucruri, să zicem, cam în același timp. Deci cred că ritmul ăsta este important și cred că e important, cum spuneam, de 3 ori pe zi. Și aici aș adăuga un lucru. De ce e de 3 ori pe zi? Pentru că organismul se pregătește pentru a mânca de 3 ori pe zi. Există insulina, pe care o cunoaștem cu toții, descoperită de Paulescu, nu? Organismul secretă insulină de 3 ori pe zi, la ora 7-8 dimineața, la ora 1, 12-1 și la ora 7 seara. Înseamnă că la ora respectivă se pregătește să mănânce. Deci dacă mâncăm la ora respectivă, e foarte probabil că ceea ce noi aducem organismului se potrivește cu ceea ce el așteaptă de la noi. Deci asta aș zice că e un argument în favoarea regulii, nu? Dacă ar fi să zicem așa, să mâncăm de 3 ori pe zi, da, și să evităm să mâncăm între mese. Asta stimulează, e demonstrat deja, stimulează pancreasul și atunci acele mici gustări între mese recomandate sau nerecomandate, vedem acum. Ați să ne spuneți dumneavoastră dacă sunt sau nu sunt. Să mai ronțăim ceva între mese. Un măr, alt fruct, o sărățea, orice. Știu că sunt, bineînțeles, eu nu am pretenția de a fi un nutriționist cu experiență, dar am verificat și am suficiente argumente în favoarea faptului că o masă corect alcătuită și la momentul oportun nu lasă nevoia de a mânca până la următoarea masă. Deci e suficient să mănânc corect la fiecare dintre cele 3 mese și asta îmi anulează practic nevoia de a mânca între mese. Asta este un lucru demonstrat și este, după părerea mea, cum se numește, respectă fiziologia organismului. Dacă aș vedea, de exemplu, că în secreția de insulină normală mai există încă 2 vârfulețe acolo, aș zice poate că e nevoie de 5. Nu vreau să combat pe nimeni, evident, asta e părerea mea și e bazată pe experiență. Deci, cam asta recomandăm. Deci este una dintre recomandări. Altceva, ce ar mai trebui să... Facem o mică paranteză. O telespectatoare vă întreabă cât costă o ecografie cardiovasculară. O ecografie cardiovasculară preventivă, deci noi suntem în domeniul prevenției cardiovasculare, adică noi ne adresăm, să zicem așa, oamenilor, între ghilimele, nu între ghilimele, sănătoși, nu? Aparent sănătoși. Unii dintre ei sunt cu adevărat sănătoși, avem, nu știu, 90% dintre oameni sunt sănătoși, sau dacă au ceva, nu e nimic grav,
Făcând preventiv, practic, prețul este de 33 de lei. Mă rog, când am făcut acțiune de prevenție, mai ales în sate, deci am făcut la prețul ăsta. Și în oraș, mă rog, e un preț ceva mai ridicat, dar în orice caz, cam în medie cu ceea ce înseamnă prevenție cardiovasculară. Deci ideea ar fi să devină cât mai accesibil. Da. Ok. Atunci să revenim la aceste... Da, nu lăsăm pe domnul doctor așa ușor. Am început metode cu simple. Cele trei mese pe zi, am început cu alimentele pe care... Să facem bine să luăm o bucată de pământ și să ne punem noi acolo roșia noastră, ceapa noastră și toate alea ca să știm ce mâncăm. Sau noi avem aici foarte mulți producători locali care muncesc și chiar se preocupă să aducă produse de bună calitate. Probabil că ar trebui încurajați și producătorii, micii producători, astfel încât să stimulăm acest sector și să punem accent pe el, nu numai pe ceea ce vine din afara țării. Că sunt bune ale noastre, chiar dacă poate sunt un pic mai scumpe. Dar așa, în afară de mese, în afară de ca să rămână alimente. Tot... Da. Ce nu, dar aș adăuga, de exemplu, că nu cred că e recomandabil să mănânci după ora 9 seara. Iarăși e un lucru pe care îl știau bunicii noștri, îl știm și noi o parte, dar cred că iarăși e un lucru care cred că e nevoie de un repaus alimentar nocturn. În felul ăsta, mă rog, mai ales cine are de slăbit, să zicem așa, are noaptea se ard grăsime. Da, dar ce facem că noi venim de la serviciu așa și lumea în general. Acum vedeți că locurile de târziu, muncă ajung acasă, și când vin sunt lihniți de foame. Păi e suficient să mănânce corect, mai ales la amiază, dacă unii sar peste masă la amiază. Asta am văzut, mai ales oamenii extrem de ocupați, extrem de prinși în centru, mai ales așa, am întâlnit foarte mulți care sar peste masă, n-am timp să mănânc. Și am zis, de aceea, nu vă las să mâncați? Nu, n-am timp, mi se pare că n-am timp. Și atunci e important să dăm acelui moment al mesei importanța pe care o are. Pentru că asta îmi permite să mă concentrez și după amiaza, nu să fiu un om, nu știu, prins de un scaun care se leagă de un monitor și care încearcă să ajungă cu disperare la seara. Deci dacă mănânc corect la amiază, automat aliatul meu devine alimentația și reușesc să rămân productiv chiar și în a doua jumătate a zilei. Seara când ajung la acasă, e suficient să mănânc chiarăși corect, dacă vreți vorbim și despre ce cred că merită să fie. Acolo, păi, da, în chiar, principiu... Chiar am dorit să ne spuneți ce ar trebui. Din ce trebuie să fie compusă farfuria? Sau păi, așa, meniu, dacă da, vreți, meniu, putem sigur, să luăm și un exemplu. Sigur. Deci eu recomand foarte mult, dacă se poate, deci să fie verdețurile cât mai prezente în, practic, aproape la fiecare masă ar trebui să fie. Asta deseori se întâmplă, deseori, uneori nu. Și un fel de proteine. Deci ori carne, ori brânză, ori ciuperci, ori ouă. Mă rog, dimineața, de exemplu, poate să fie mai degrabă ouăle. Dar în orice caz să fie această combinație de proteine cu carbohidrați, cu eliberare lentă. Nu știu, avem carbohidrați și în dulciuri, avem carbohidrați și în salate, să zicem. Diferența este că pe lângă carbohidrați în salate mai avem și o mulțime de minerale, vitamine și tot ceea ce nu au produsele în general rafinate, plus că ele se eliberează lent. Deci dacă eu mănânc la amiază, reușesc să-mi găsesc timpul de a mânca o salată bine făcută, cu proteine, cu tot, am toate șansele să ajung să fiu, deci să rămân să lucrez normal și să ajung seara fără senzația de foame iminentă. Bine, dar cineva care desfășoară o muncă grea, cum reușește să se descurce cu o salată? Am avut, dar nu doar cu salată. Deci, important, există o salată. Și un pic de carne lângă. Exact, trebuie să fie neapărat și una dintre proteine. Eliminăm carnea de porc sau totuși o lăsăm în meniu? Că aici iarăși sunt opinii și foarte... Și vine Crăciunul și știm bine că se taie porcul, ne place carnații, ne place cartaboșul, ne place șoricul. Toate bunătățile! Toate. Eu cred că nu trebuie eliminat nimic, e vorba de proporție. Revenim la cantitate, ceea ce v-am întrebat mai la început. Da, cantitate și proporție, aș spune. Apropo de ce publica în urmă cu 3 săptămâni, o lună, cred că Organizația Mondială, apropo de carnea procesată, faptul că este cancerigenă. Da, că nu mai mâncăm. Da, acolo e vorba de carnea procesată. Deci una să, nu știu, cine are posibilitatea să cumpere carne, deci nemodificată, cremuștii, de exemplu, sunt carne procesată. Acolo, mă rog, sunt toate, bacon și toate. Exemplele au fost date deja de Organizația Mondială a Sănătății. Nu e nevoie să le reamintim neapărat. Însă, cred că cu cât mai puține procese de modificare suferă de la momentul sacrificării animalului respectiv până la masa noastră, cred că asta reduce probabilitatea de a avea în timp, de a dezvolta probleme de tip cancer sau alte boli cardiovasculare. Deci, n-aș zice că trebuie eliminată. Sigur, nu e recomandabil să mâncăm de 3 ori pe zi carne, evident, nu? Lucrul ăsta unii îl fac. Noi nu prea suntem obișnuiți cu pești, vedeți? Cu peștele, consumul de pește, deși se spune că e foarte sănătos. Păi, este foarte sănătos. Vorbeam de studiu făcut de Indianapolis. Practic, și în Sardinia și în Japonia se mănâncă pește extrem de mult. Deci, e clar că ar trebui să mâncăm și noi, dacă reușim, dacă ne... Și cred că ne permitem, totuși, dacă ne punem problema asta...
pește măcar de 2 sau de 3 ori pe săptămână, ar trebui să fie o masă de pește. Dacă nu facem aceste lucruri și ne îmbolnăvim, sunt cu siguranță oameni care se uită la noi și care au deja boli de acest gen. Da. Să ne spuneți câte tipuri de regim alimentar există pentru aceste persoane. Ele trebuie să urmeze un regim. Este personalizat în funcție de problema fiecăruia. Este important ca acești oameni să-și modifice alimentația și să adopte măcar o parte din regulile de care am vorbit. Bineînțeles că există nivele, să zicem așa, de abordare al problemei. Există și programe personalizate. Programe personalizate, program alimentar personalizat, care se bazează pe 36 de analize, de exemplu, există unul dintre ele, care generează o listă de alimente pentru persoana respectivă. Asta ar fi, să zicem așa, o metodă ideală pe care omul respectiv ar putea să o adopte ca să reducă riscul de boli cardiovasculare. Unii chiar o fac, sunt persoane, am avut mai mulți pacienți în Italia care aveau o problemă cardiacă serioasă, în sensul că trebuiau să facă operație cardiacă și starea lor de sănătate, starea lor de funcționare a inimii era extrem de delicată și nu aveam siguranța că vor depăși operația. Operația o faci doar dacă aduci ceva bun omului respectiv. Totuși este o investiție de sănătate extraordinar de dificilă și periculoasă în același timp. O operație cardiacă. Uneori e singura șansă. Și atunci pentru oamenii ăștia devenea extrem de important să slăbească. De fapt, nu să slăbească era cel mai important, ci faptul că își normalizau metabolismul. Și am avut mai mulți oameni și sunt în continuare mai mulți oameni care urmând un astfel de program personalizat, practic uneori reușesc să evite operația sau reușesc să o îndepărteze, să zicem așa, deci în timp. Asta e un argument în favoarea faptului că e important să schimbe alimentația. Regulile de care am vorbit sunt extrem de importante, pentru unii sunt vitale, pentru că doar așa pot să trăiască sau nu. Și de asta cred că există mai multe posibilități, să zicem așa, există aplicarea unor reguli simple, să zicem așa, care cu siguranță aduce un beneficiu și există, mă rog, așa, o modalitate top, să zicem, în care cine poate să facă așa ceva, are un instrument extrem, extrem de important, care este doar alimentația. Îngrijorător este faptul că auzim tot mai des de persoane, nu numai în vârstă, ci și tinere, care suferă un infarct. Care este cauza care stă în spatele acestei afecțiuni? Cred că ar trebui să vedem fenomenul tot așa în mod personalizat. Cred că ar trebui să vedem de la caz la caz. Așa ceva în mod normal este ceva atipic. Deci un infarct la 35-38 de ani, cum mi s-a întâmplat să văd mai multe ori, e ceva anormal. Deci trebuie căutat o cauză. Uneori cauzele, mă rog, sunt așa într-un fel mai clasice, să zicem, nu știu, sunt factori de risc, hipertensiune, stres intens, uneori poate să fie care produce vasoconstricție coronariană. Uneori, un infarct cu coronare normală, deci cu arterele inimii care sunt normale, se poate fi produs, de exemplu, de consumul de cocaină. Este una dintre cauzele descrise. Este un fenomen care, din câte am auzit, într-un fel ajunge și în societatea asta și mai ales în New York, de exemplu, în zona cu bursa, deci e foarte prezent așa ceva. Deci este o cauză posibilă la, să zicem așa, la vârste tinere sau anormal de tinere. Cred că factorii de risc, dacă sunt prezenți, dacă sunt unul sau mai mulți factori de risc în direcția asta, cred că trebuie analizați caz după caz și trebuie încercat gestionarea lor. Cred că asta se poate face. Sigur, prevenția are un rol important în sensul ăsta, pentru că, nu știu, dacă recomandăm în mod normal un test de efort cam după 50 de ani, să zice că organismul uman e garantat așa până la 50 de ani, de acolo încolo trebuie să-l verifici, cred că în anumite cazuri sau probabil că se poate anticipa. Deci să facem mai repede, să zicem, aceste verificări. Electrocardiograma de efort, testul de efort este extrem de important pentru că verifică coronarele. Deci chiar dacă îl facem mai repede, cred că nu e greșit. Că tot vorbim de infarct. Ar trebui să ne spuneți ce simți când faci un infarct. Unele persoane care sunt semnele? Pentru că unele persoane ori trec prin așa ceva și nu știu ce li se întâmplă, ori vezi că lângă tine unui om îi se face rău sau păzește ceva și nu știi ce să-i faci. Și asta vreau să ne spuneți. Cum anume putem să îl ajutăm dacă...
Păi, în primul rând, un infarct este o durere, infarctul în forma lui de manifestare clasică, este o durere extrem de puternică în piept. În general, se asociază cu senzația de, cu transpirații puternice, cu senzația de cu paloare, practic, și astea, să zicem, cele mai cu o durere care, mă rog, se poate iradia, dar în primul rând este aici. Simți așa că nu ai puternic. Aer? Da, este asociată de lipsa de aer. Mă rog, uneori sunt palpitații, mai ales dacă sunt, eu știu, fibrilație ventriculară sau ceva important, dar în orice caz, durerea este principalul semnal de alarmă în sensul ăsta. Ce putem face dacă suntem în preajma unui astfel de om? În primul rând să sunăm, bineînțeles, la ambulanță, verificăm dacă are puls, verificăm dacă respiră și, mă rog, măsurile de prim ajutor pe care le cunoaștem. Dacă e cazul, se face masajul cardiovascular, deci și resuscitarea cardiovasculară. Deci astea sunt lucruri. Dar în primul rând, ajuta el, pacientul, dacă nu are pe nimeni în jur? Ce poate el să facă? Păi, dacă este posibil, trebuie să se prezinte cât mai repede într-un serviciu de urgență, unde sau să sune măcar, deci familiarii pot să sune, să zicem, să cheme ambulanța și pacientul să ajungă cât mai repede într-o secție de urgență și, pe urmă, de cardiologie. Obiectivul ar fi să ajungă la angiografie, deci să-i se facă coronarografie și, da, măsura în care există o obstrucție, deci pe o arteră coronară, aceea trebuie deschisă cât mai repede. Supraviețuirea unui om depinde de durata care, de timpul care trece de la instalarea durerii până la momentul în care se deschide arteria respectivă. Un infarct, cum știți, este închiderea completă a unui vas de sânge, a uneia dintre coronare sau a unui vas important, și obiectivul este deschiderea lui cât mai repede cu putință. Din câte știu, la Satul Mare va ajunge, va veni nu peste mult timp, dacă nu a venit deja un angiograf. Da. Asta e esențial pentru că este normalitatea unui oraș modern. Și cred că asta o să reducă mult incidența. Ce boli vor putea fi depistate cu ajutorul acestui aparat? Păi, bolile coronariene, deci bolile moderne, cardiologia modernă, practic, este aproape axată, să zicem așa, pe tratamentul arteriopatiei coronariene, deci depunerilor de grăsime pe arterele coronare. Va fi posibil ca în felul ăsta se vor putea trata deci acumulările de grăsime, bolile arteriopatiile, practic, coronariene semnificative, deci stenoze de peste 60-70-80% practic vor putea fi tratate, sau evident infarctele acute vor putea fi tratate aici și nu va mai fi nevoie ca pacienții să se meargă în altă parte. Da. Cum se întâmplă? Da, se reduce și timpul automat, se poate acționa evident. Mai bineînțeles. Prompt și atunci se pot salva mai multe absolut. Vieți. Apropo de ce spuneam înainte de faptul că de ce se poate face pentru a reduce numărul ăsta? Știm că Satul Mare este în top, din păcate. Cred că este unul dintre lucrurile esențiale care trebuie făcute. Prevenția este importantă, însă la fel de importantă, mult mai importantă, este posibilitatea de a avea posibilitatea să fie tratate în mod eficient stenozele coronariene. Da, revenind la prevenție, un alt factor important este mișcarea. Acum, eu nu o să vă întreb cât mișcare trebuie să facem într-o zi. Pentru că discutam adineaori că de foarte multe ori și majoritatea oamenilor sunt foarte ocupați. Câte mișcare trebuie să facem într-o săptămână? Eu cred că ar trebui să, în primul rând, să ne punem problema. Eu cred că totul pornește de acolo, să ne punem problema și să punem în balanță importanța mișcării în viața noastră și importanța de a evita, faptul de a evita anumite boli. Și cred că de acolo trebuie să pornim, așa cum slăbim în primul rând schimbând algoritmul de alimentare, cred că tot așa problema asta poate să fie abordată, în primul rând punându-ne problema. În momentul în care m-am convins că e important să fac pasul respectiv, ajungem la amănunte și anume, cred că e recomandabil ca de 3 ori pe săptămână măcar să găsim așa cam o jumătate de oră, 40 de minute în care să facem o activitate fizică, cum ar fi plimbarea, poate să fie alergare ușoară. Sigur, fiecare poate să aleagă ceea ce îi face plăcere. Chiar recomand asta pacienților, persoanelor care sunt interesate. Pentru cineva poate fi o plimbare cu câinele, de exemplu, care dă mai multe endorfine decât, eu știu, să trag de niște fiere timp de 2 ore. Deci, cred că asta poate să aleagă fiecare în funcție de ceea ce îl relaxează cel mai mult. Pentru că, la urmă, asta e obiectivul mișcării. Nu este în sine, nu are un scop în sine, ci are scopul de a pune în mișcare toate mecanismele. Auzim din ce în ce mai des oameni spunând, păi nu am timp să mă duc la sală sau să mă duc pe dix să alerg, dar nu e nicio problemă că oricum alerg eu de colo-colo toată ziua, ori prin birou,
ori pe afară, cam fac muncă de teren, mă duc, vin și fac e ok. Curățenie în cât casă? De ok este? Da. Sau fac curățenie în casă, fac kilometri prin casă, prin curte, pe unde apuc? Păi, eu cred că, cum să zic, cât de răspunsul deja e în întrebare. În sensul că e clar că există o diferență fundamentală între un tip de activitate, cel relaxant cu adevărat și care pune în mișcare toate încheieturile, mușchii și stimulează endorfinele în organism. Exact pe ceea ce faci. Exact. Sau poate că mă gândesc la, eu știu, ale mele, la lucruri care îmi plac. Scriu o poezie în minte când, sau fac altceva, eu știu. Sau și celălalt tip de activitate. Dacă mă duc să stau la coadă sau umblu de la, nu știu, la unul la altul, să zicem, în fugă, automat, dacă ar fi să măsor nivelul de catecolamine, adrenalina și noradrenalina, sunt unii care au făcut lucrul ăsta ca să cuantifice și să arate că există o diferență fundamentală între cele două tipuri de activitate. Evident, el exprimă nivelul de stres. Deci catecolaminele, adrenalina, noradrenalina, nivelul de stres. Deci sunt mult mai ridicate în al doilea tip de activitate decât în primul. Și obiectivul este să ne protejăm, să zicem așa, să ne stimulăm toate mecanismele interne într-un mod fiziologic și într-un mod plăcut. Și asta se întâmplă în primul exemplu. Da. Și atunci drumul de acasă până la serviciu pe jos, cât de benefic este? Este extrem de benefic. Deci, nu? Mergem la serviciu. Dacă de mergem la serviciu cu plăcere, nu? Absolut. Aici atunci... Asta ar fi ideal. Sunt lucruri care aparent sunt, mă rog, simple sau așa, dar și urcatul, de exemplu, locuiesc la etajul 5, să zicem, și aleg să merg pe scări sau aleg să iau ascensorul, în fiecare zi, asta mi-aduce un beneficiu. Dacă aleg să merg pe scări, urcatul am un beneficiu. Chiar, sigur că da. Chiar asta aș vrea să vă întreb și să fiți sinceri, deoarece ne dați niște sfaturi acum, cu siguranță le dați și pacienților dumneavoastră. Cât la sută dintre ei și respectă, pun în aplicare ceea ce le spuneți? Indiferent că au o boală sau nu, au făcut un control de rutină, mă gândesc că le spuneți toate acestea. Aici suntem, cum se numește, sunt tentat să arunc mingea la ceilalți și să zic, păi eu, domnule, eu le-am zis. Și atunci, cred că răspunsul lor, complianța lor, zicem noi, depinde de felul în care reușesc să le explic lucrul ăsta. Sunt momente în care am timp și mă simt bine și reușesc să le explic în așa fel încât eu știu că am simțit ceva, o schimbare pe moment și uneori nu se întâmplă. Procentul, nu știu să-l spun, probabil jumătate sau mai mult de jumătate reușesc, însă cred că depinde de felul în care este transmis acest mesaj. Văd asta de fiecare dată, mi se întâmplă să fac prezentări deseori și văd că depinde de... Ce-i sperie cel mai tare pe oameni? Pe în oameni, momentul când află că au o problemă... Cel mai tare îi sperie gândul morții. Asta e adevărat. Însă nu poți să le spui la oameni, domnule, fă așa că o să mori. Dar adevărul este că de fapt în felul ăsta ne apropiem, să zicem așa, creștem probabilitatea de a ne apropia sau nu de asta. Asta e adevărul. Repet, mesajul trebuie să ajungă într-un mod eficient și cred că ăsta e de fapt gândul pe care îl avem undeva în subconștient când ne punem problema de a face prevenție sau de a nu face prevenție, de a mânca într-un anumit fel sau nu. Deci, cred că, din păcate, asta, așa stau prevenția lucrurile. Prevenția reduce costurile? Prevenția... În ceea ce presupune afecțiunile cardiovasculare? Da, da. Prevenția reduce costurile. Prevenția ar trebui să o facă, după părerea mea, să fie făcută într-un mod mult mai structurat și pe scară mult mai largă de către stat. Știi foarte bine că eu nu aștept ca altcineva să facă lucruri în general. Cred că ar fi bine să o facă pentru că are mai multe mijloace la dispoziție. A fost demonstrat, studii guvernamentale în Italia au fost făcute și s-a demonstrat că prevenția în general reduce costurile și ajută statul să economisească bani. Adică s-a făcut un studiu în care s-a arătat că investiția 1 miliard de euro în activități de prevenție pe o perioadă de 8 ani de zile permite o economie de 3 miliarde. Aia înseamnă un profit net de 2 miliarde. Cred că orice om de afaceri și-ar dori să aibă o astfel de afacere în mână ca pe o perioadă de 8 ani de zile să câștige 2 miliarde. Asta ar putea face, după părerea mea, statul. Bine, mai mult decât face ce ceva. Ce costă această prevenție? Ce se făcea practic? Păi, prevenția, bineînțeles, pe fiecare dintre ramurile analizate. Dacă luăm... de la copii, din școală, de exemplu. Păi, din școală, cred că ar trebui, în primul rând, făcute programele de prevenție în sensul de informație. Adică copiii ar trebui, în primul rând, copiii să-și pună problema... Deci, lucrurile de care am vorbit până acum.
copiii și părinții, de fapt, mă rog, depinde de vârstă, dar în principiu, calității alimentelor, stilului de viață, fumatului, n-am vorbit despre asta, dar este un fenomen destul de prezent și cred că ar trebui pusă deja de acolo. Deci toți factorii de risc pe care îi cunoaște și pe care îi discutăm ar trebui în primul rând discutați acolo. Cred că un lucru care ar trebui făcut în plus la copii, asta am verificat. Copiii au o reacție extrem de frumoasă când văd inima. Și atunci cred că pentru a nu rămâne la un nivel teoretic, copiilor li se dă în școală, sunt foarte, foarte multe informații. Dacă eu merg în școală și să le aduc informații în care eu cred și sunt verificate, nu-i nicio, deci nu e o noutate, să zicem, însă pentru ei devine o informație în plus. Însă dacă merg și fac ceva deosebit și le arăt inima, de exemplu, m-am văzut aici, de exemplu, cred că asta ar fi un semnal extrem de relevant pentru ei. Ar înțelege că exact are un impact. Adică își dau seama că inima pe care o văd acolo, inima pe care o au ei și cred că se trezește ceva în grijă, să zicem așa, pe care o au atunci și în viitor. Cred că semnalele pe care pe urmă le adau cu importanța alimentației, cu fumatul și cu toate celelalte pentru a proteja inima, începând de acolo, cred că e o sămânță care poate să rodească în timp și poate că transformă locul 2 al României de astăzi într-un alt loc în clasament. Să ne spuneți, de obicei, în ce stadiu ajung oamenii la medicul cardiolog? De cele mai multe ori ajung când au o problemă serioasă, când au o durere în piept, când au un infarct sau o angină. Deci, în general, evident, o problemă serioasă îl aduce pe om la medic. E o realitate, asta este. Cred că prevenția, în schimb, are un rol esențial. Iar aici am amintit noi de consumul de alcool, de tutun, pe lângă alimentele care, iarăși, sunt cum sunt și ar trebui să fii mai atenți la etichetă. Să mai vorbim de consumul de droguri. Acum, acestea nu poți zice că este atât de... Dar fumatul, că este invocat și pentru bolile oncologice, pentru foarte multe probleme. Dacă ne referim la marea masă, dar fumatul și alcoolul, cum spunea și colega mea, da, de exemplu, aș porni de la al doilea, de la alcool. Există o boală cardiacă gravă. Este cardiopatia dilatativă alcoolică, care e determinată de consumul excesiv de alcool. Vedem excesiv în fiecare zi. În fiecare zi și cantități mari. Nu știu, deci este recomandat, deci în Italia, de exemplu, este recomandat ca la masa de prânz și la masa de seară, cine preferă lucrul ăsta, să bea cât un pahar de vin. Am vorbit de canonau, de vinul sarzilor înainte. Deci un pahar de vin, 200 ml de vin la o masă, este recomandat. Dincolo de asta, trecem în cealaltă parte, să zicem. Și, mă rog, de acolo se poate merge. Sunt persoane care beau câte un litru de vin la o masă și li se pare absolut normal să facă asta, pentru că așa au făcut totdeauna. Nu țin cont de faptul că au o burtă uită atâta, că au o inimă uită atâta și că au aorta mult mai mare, să zicem, deseori. Și atunci, cred că limitarea consumului așa de alcool este esențială. Asta produce, evident, nu doar cardiopatie dilatativă, asta e un exemplu extrem într-un fel, însă e demonstrat că excesul de alcool duce spre hipertensiune și, iarăși, ajungem la unul dintre cei mai importanți factori de risc cardiovascular, deci pornind de la alcool. Ei sunt, în general, foarte legați, foarte corelați, așa, factorii de risc, și alcoolul cu hipertensiunea este o corelație deja demonstrată. Despre fumat, cred că s-a vorbit de mult timp și se vorbește de mult timp și mi se pare că există un proiect acum de lege în care să se interzică fumatul în spațiile publice, nu știu dacă va trece sau nu va trece, cred că ar fi un lucru important, în Italia el deja există. Și, mă rog, fumatul în sine este o problemă destul de mare, mai ales la tineri. Sunt foarte mulți tineri care fumează și... De la vârste foarte fragile? Da, da. Și cred că... Vorbeam de programele adresate tinerilor. Cred că ar trebui să li se explice și să se vadă efectiv efectul pe care îl are asta asupra inimii și asupra stării de sănătate. Și cred că înainte de asta am vorbit despre ce ar trebui să facem ca să prevenim, însă tot așa, pentru a avea o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă, ar trebui să ne spuneți cât de mult se schimbă viața unui om după ce descoperă că are o boală cardiovasculară. Se schimbă foarte mult imaginea lui despre sine însuși. Oamenii, noi toți, trăim cu, Umberto Eco zicea, orgoliul omului sănătos. Fiecare dintre noi, până înainte să avem un diagnostic de boală cardiovasculară, de boală coronariană sau valvulară sau de altfel, este
tulburată, să zicem așa, imaginea noastră despre sine. Și atunci oamenii aceștia, mă rog, reacționează într-un fel, să zicem așa, fiecare în felul lui. Sunt oameni care, evident, încearcă să găsească problema, să o trateze, să o rezolve. Sunt oameni care, din păcate, sunt, nu știu, dărâmați de așa ceva și de acolo încolo li se pare că, gata, nu se mai poate face nimic și că sunt condamnați la o anumită calitate a vieții. Asta depinde de psihologia, bineînțeles, a fiecăruia. Însă, în general, cred că un lucru care se poate face și care e important este explicarea acestor boli. Adică un om, dacă aude, de exemplu, cuvântul infarct sau cancer, în general omul respectiv este se sperie. Și deseori nu le se explică oamenilor, nu le explicăm noi, medicii oamenilor, că totuși sunt anumite probleme care se pot totuși gestiona sau cu care se poate trăi pe termen lung. Sunt oameni care au fracție de ejecție, deci inima obosită, să zicem, și care totuși pot să aibă o viață îndelungată și, mă rog, cu anumite limitări. Însă, cred că explicațiile acestea pe care trebuie să le dăm până când omul înțelege despre ce e vorba, cred că sunt extrem de importante. I-ar ajuta pe mulți dintre ei, mai ales pe cei care nu reușesc să gestioneze cu ușurință o astfel de informații, cred că i-ar ajuta foarte mult să dea un sens a ceea ce li se întâmplă și să-i motiveze, într-un fel, în a avea grijă, să zicem așa, în a face prevenția secundară. Nu știu, dacă cineva a avut un infarct, oricum se recomandă prevenția și de acolo încolo. Dar sunt dispuși să-și schimbe modul de viață? Sunt obligați. În momentul respectiv, dacă omul s-a confruntat cu o problemă serioasă, omul respectiv are o altă atenție, un alt nivel de atenție, înțelege mai bine, se trezește ceva în el și atunci, într-un fel, e mai ușoară comunicarea. Obiectivul ar fi să nu ajungem acolo. Adică obiectivul ăsta ar fi. Cât de importantă este familia în toată această adaptare a noului stil de viață și dacă ați întâlnit cazul unde a fost nevoie de intervenția unui psiholog, de exemplu. Pentru că când vorbim despre o întorsătură, am putea spune, în viața omului, situația e dificilă, e delicată și de multe ori, fiind învățat cu un anumit lucru, parcă nu poți. Sau da, parcă ți impui că nu poți. Da, asta e adevărat și se zice că unul dintre cele mai grele lucruri pe care trebuie să le faci este să pui în discuție ceea ce pentru tine de la sine înțeles. Și oamenii care trebuie să schimbe ceva în mod necesar, trebuie să facă tocmai lucrul ăsta. Adică dacă au făcut până acum într-un fel, să schimbe. Și deseori schimbarea asta pe care trebuie să o faci tu și pe care trebuie să motivezi, nu e foarte ușoară. Însă familia, apropo de importanța familiei, este extrem de importantă. Este probabil unul dintre factorii cei mai importanți. Sprijinul familiei și mai ales trecerea prin faza respectivă împreună este fundamentală. Este pentru, mai ales dacă un bărbat trebuie să treacă prin așa ceva și deseori așa se întâmplă, suportul, sprijinul familiei este esențial. Este esențial. Predomină mai mult afecțiunile cardio în rândul bărbaților decât a femeilor? După 50, ziceam și înainte, după practic de la perioada menopauzei încolo, incidența bolilor cardiovasculare este asemănătoare, la nivelul asemănătoare între bărbați și femei. Asta e datorată și faptului că a crescut extrem de mult fumatul, deci proporția, să zicem, femeilor care fumează. Deci înainte, asta e demonstrată și de incidența cancerului pulmonar. Sunt mult mai multe femei care astăzi, față de acum, 30 de ani, când mult mai puține femei fumau, fac problema respectivă. Deci, după menopauză, practic, suntem aproape la egalitate ca incidența bolilor cardiovasculare. Femeile reacționează un pic mai ușor când e vorba să schimbe ceva. Nu știu, femeile sunt mai adaptabile, în general, și în același timp ne și așteptăm bărbații să trecem prin greutăți când te confruntați cu ele. Să ne spuneți care sunt cele mai des întâlnite boli cardiovasculare. De departe, cea mai frecventă boală cardiovasculară astăzi este boala coronariană, deci asta înseamnă acumularea de, cred că toată lumea știe, dar mă rog, acumularea de grăsime pe arterele coronariene. Este boala societăților moderne, mai ales societățile așa zis, nu știu, dezvoltate, occidentale. Asta este cea mai frecventă. Avem, sigur, hipertensiunea, accidentul vascular cerebral, care este tot așa o boală vasculară și care este extrem de prezentă și care e invalidantă, deci are efecte foarte multe. Sunt, cu o anumită proporție, sunt bolile valvulare, avem insuficiențele valvulare.
Cam astea ar fi cele mai, aș zice, prima dintre ele este practic 80% din obiectul, să zicem așa, activității într-o secție, în general în cardiologie, cam cu asta ne ocupăm. Cam cu asta e, asta e principala problemă. Și costurile tratamentului este unul ridicat? Da, costurile sunt în general destul de ridicate, cred că depinde de sistemul sanitar. Nu știu, dau un exemplu, o operație, să zicem așa, de revascularizare miocardică, de recreere a unor vase de sânge, când ajungem la așa ceva din cauza obstrucției coronariene, costă în jur de, din câte știu, în jur de 15.000-16.000 de euro. Deci, vă dați seama, sunt costuri ridicate, mai ales pentru sistemul de sănătate și tocmai de asta cred că prevenția este extrem de importantă, pentru că poate filtra o parte din oamenii care ajung la așa ceva. O să vină o vreme în care, cred că o să vină o vreme în care sănătatea va deveni efectiv un lux. Sunt societăți unde lucrul ăsta deja se întâmplă. În sensul că dacă vei reuși să-ți plătești anumite, nu știu, intervenții, vei putea să treci peste o anumită bolă și dacă nu, nu. Și cred că costurile, din păcate, continuă să crească. Deci în tendința cam asta este la nivelul societăților așa dezvoltate și ne întoarcem la prevenție. Deci cred că trebuie făcut și ceva. Ar trebui să ne întoarcem la ceea ce au făcut bunii noștri. Adică să adoptăm o viață mai simplă, să luăm lucrurile un pic mai ușor, nu? Să nu punem așa totul la suflet și să ne alimentăm cât mai natural. Eu cred că da, cred că alimentația, am zis, există 6 factori de risc cardiovasculari. Unul dintre ei nu are în mod direct legătură cu alimentația, fumatul. Toți ceilalți, hipertensiunea, diabetul, obezitatea, sedentarismul, practic toți ce supraponderabilitatea, practic toți au dislipidemia, au legătură cu o alimentație, cu calitatea alimentației, să zicem așa. Deci cred că avem în mână de 3 ori pe zi un instrument, ne întoarcem de unde am pornit într-un fel, pe care dacă îl folosim în mod corect, în mod conștient și avem anumite obiective, știm cum să, ce vrem de fapt de la asta, cred că pe scară largă putem să schimbăm ceva în bine. Nu e descoperirea mea, dar este un lucru pe care suntem obligați să-l facem. Și cred că aici programele publice cred că ar trebui să facă mai mult decât probabil fac la ora actuală. Cred că fiecare om ar trebui să înțeleagă mesajul ăsta în mod clar și fiecare să se gândească că schimbarea trebuie să vină de la el. În da. Toate observăm, în toate. Da, și s-ar trebuie schimba să și cifrele, la n-am mai fi și noi pe loc așa. Da, eu cred că clasamentul respectiv nu e un, cum să numește, un număr care are valoare în sine. Cred că de fapt exprimă faptul că am putea face ceva mai bine. Deci obiectivul nu este să fim neapărat locul 10 la nivel european, deși n-ar fi rău. Obiectivul este să înțelegem mesajul pe care îl transmite un număr de genul ăsta. Adică, domnule, trebuie să facem ceva cu toții pe scară largă. Să ne spuneți cam de câte ori pe an sau o dată pe an ar trebui să mergem să ne controlăm minima? După părerea mea, ar trebui să facem asta cel puțin o dată la, hai să zicem, o dată pe an, că probabil ar părea că, nu știu, cresc costurile de sănătate, deși sunt convins că nu ar fi așa. Dar să zicem, o dată la 2-3 ani, dacă am făcut astăzi, nu știu, de la 50 de ani încolo, se recomandă un test de efort, apropo de prevenție cardiovasculară, un test de efort, o ecografie și analiză de sânge. Asta se recomandă oricui. Cine vrea să facă mai repede, eu cred că nu e greșit să o facă, mai ales dacă există factori de risc cardiovascular. Dacă am făcut acum o ecografie, de exemplu, cardiacă, nu e nevoie să o repet și anul viitor, dacă e tot un normal, tot un regulă și nu am alți factori de risc care se adaugă între timp. Dacă se adaugă, mă rog, pot să fac o dată la 2-3 ani. Dar altfel, 5 ani de zile, teoretic, aș putea să stau liniștit. Dar măcar o dată să fac controlul ăsta. Nu este mult, 15 minute din viața ta pentru ce a sta în cele liniștit? 15 minute? Ce vedeți dumneavoastră în 15 minute acolo? În cele 15 minute, dacă vorbim de ecografia cardiovasculară, da, de care, care e pasiunea mea, că asta este, fiecare are câte o pasiune și, nu știu, dacă talent, dar oricum pasiune, acolo se vede efectiv inima. Se văd dimensiunile inimii, se vede felul în care funcționează inima, se văd valvele cardiace, se vede aorta. Am avut în urmă cu un an de zile un proiect în Italia care s-a ocupat doar de măsurarea aortei. Pare banal, dar măsurarea asta uneori ne aduce informații despre dimensiunile aortei care uneori pot fi mărite fără să avem semnale. Și atunci, cred că cu un astfel de examen, care e simplu, e ușor de făcut și nu doare, nu sunt iradiații, nici nu costă nu știu cât, cred că putem să verificăm lucruri care altfel ne pot pune viața în pericol. Anevrismul de aortă, de exemplu, peste o anumită limită,
poate să aducă riscul de complicații chiar serioase. La această analiză puteți vedea orice tip de afecțiune cardiovasculară sau... Nu. Deci nu se toate. Vede orice tip de problemă cardiovasculară. De exemplu, dacă am avut un infarct, să zicem așa, uneori infarctul trece neobservat, mai ales la diabetici. Ați auzit, cred că, de cazuri care au avut un infarct și află, făcând un EKG, că au Da, avut un infarct, de exemplu. exact. Diabeticii au problema asta. La diabet se ajunge, apropo de ce vorbeam înainte, printr-o alimentație deseori greșită, prin obezitate sau supraponderabilitate. Și diabeticii nu au semnalul de alarmă care este durerea, deseori. Și atunci la diabetici mai ales există posibilitatea de a avea un infarct necunoscut și cu ecografia, dacă a fost într-adevăr așa ceva, se poate vedea. Deci pot să merg pe urmă să verific coronarele. Ecografia cu testul de efort, aș zice împreună, ceea ce nu vede ecografia, nu vede coronarele, vasele inimii. Și atunci acolo se recomandă testul de efort, chiar și preventiv uneori se poate face. Sportivii îl fac de la sine, în mod așa. Deci cred că astea două împreună, ecografia îmi permite să văd valvele cum funcționează, deci îmi dă cum pompează inima, deci îmi dă informații care doar ecografia poate să mi le dea la nivelul ăsta. Domnule doctor Mihaela, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți astăzi în platoul Informație TV să discutăm. Mă așteptăm și cu alte ocazii să mai vorbim despre inima. Și vă mulțumesc. Da. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această minunată seară alături de noi. Ne întâlnim miercuri tot aici de la 6:30 pe Informația TV, pentru că doar aici se poate spune adevărul. Rămâneți acum, urmează știrile, toate cele bune.